Bună ziua, bună ziua, prieteni, am început și noi cu un grătar corespunzător. Cui? Oaia e mai asta, nu? Și rânză, nu? Da. Ai pus și pe folie acolo. Priviți un pic acolo. Ce sale? Priviți. Ce mănânci, David? Creveți? Da, uitați să prieten cum să mănânci, uite. Da, hai că n-ai voie. Vezi bucata asta. Ce faci, bubule? Am făcut și noi grătar, ia să pun telefonul aici. Stai, David, jos. Unde de parte? Stai că mă sună cineva. Hai să punem telefonul aici. Hai toată lumea la masă, hai. Am revenit că mi-a sunat telefonul, m-au sunat prietenii mei de afaceri. Da. Păi da, cum așa? Da, prietenii nu așa tu să ai. Iar am zis că nu mai vorbesc nimic. Ce? Eu am zis că nu mai vorbesc. Nu, prieteni, acum am făcut și noi grătărel, mâncăm și noi, că noi de Sfânta Marie n-am apucat. Am mâncat cu foame și ne-a venit rău. N-am apucat că... Dă-mi și mie un crevet din ăla. Un crevet, ia crevete. Ia crevete. Mamă și Matale. Nu mănânc. Nu mâncă, David. Da, haideți să vă spun scurt asta de Leonardo și după aia... Deci, prieteni, de ce vreau să vă răspund și cred că înțelegeți, eram supărați, n-am făcut vloguri, nimeni nu ne ardea de vloguri acum, vă rog să ne iertați, na, că... Am stat acolo două zile, copilul este ok. Copilul s-a lovit într-adevăr la deget, la rotisor, asta e, l-a prins puțin, mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu, n-are rost să învinovățim, să spunem ceva prostii. Deci nu e nicio ceartă, cum am văzut mesajele voastre și de la toți youtuberii, cum spun, aberații și alea. Deci... A avut frate meu praznic, am fost la el și după aia eram la părinții lui Mădălina. Deci nu a fost ceartă, cum spun unii, că eu m-am dus la patroana cu ceartă cu alea. În fine, eram la masă la cuscrii mei și deodată mă sună lumina că se auzea țipete, plânsuri de Leonardo în curte la ei, că lumina era la mama. Într-adevăr, am pus copilul, când am auzit, m-a sunat lumina, ne-am dus toți cu două mașini, ei cu mașina lor, noi cu a noastră, ne-am dus copilul la Craiova. Copilul era puțin lovit la deget. O zgrietură. Zgrietură mai mare, să zic așa, i-a picat unghiuța, i-a picat unghiuța și na. Mulțumim Dumnezeu că a scăpat cu atât, pentru că știți cum e, rotisorul, cum e, na. Copilul a tras degetul de acolo, altfel, doamne, înțeles, din la mânuța. Prieteni, să vă spun așa pe direct și o să-l vedeți pe Leonardo peste câteva zile, o săptămână, o să-l vedeți și o să vedeți mâna. Nu vrem să vorbim aberații prostii. O să-l vedeți că el toată ziua e pe filmări și o să-i vedeți mâna. Norocul care a fost, pentru că roata dințată, știți cum sunt dinții aia și roata merge, a voi putea să-i tragă mâna cu totul. Îi mulțumim Dumnezeu că a scăpat așa și cam atât. Prieteni, o să-l vedeți. Cât de și prieteni, n-a fost nicio ceartă. Doar că am stat două zile, n-a fost ceartă, nu nimic, am stat cu oamenii acolo, am stat la spital două zile, am dormit prin mașini. Oamenii din Sfânta Maria vrea să-și facă subiect pe treaba asta. Lasă aia subiect. Nimeni n-a vorbit. N-a vorbit cu nimeni, dar... s-a încetat, că s-a dus peste cutare, că așa și așa. Nu știe ce să mai scoată din gură. Nu. N-a fost nicio ceartă, uite, cu oamenii chiar acolo am stat la spital, cu Ursul, cu Alin, cu Andra, cu toți am stat acolo la copii. Nu a fost nicio ceartă, nu ne-am încertat cu nimeni, dar e cu noi. Am stat și familia noastră și familia lor acolo la copii și uite că... Mulțumim Dumnezeu, e ok. O să-l vedeți, o să vă arată degețelul și cam atât.
De ce să spun eu acum altceva, ăla altceva și mai bine așa, e ok copilul și gata. Unde-i lumina? Și prieteni, pentru că acum am făcut și noi grătar, că eu n-am apucat să mâncăm, n-am apucat absolut nimic, cumpărături de Sfânta Marie, n-am apucat să mâncăm, să stăm și noi la masă. Am venit obosiți, rupți, două zile dormiți prin mașină. Dăm un pahar și mie, nu, dăm de la înalt. De asta? Nu. Nu de asta? Ana. Două zile dormiți prin mașină, obosiți, rupți. Apoi stăm și noi, am stat în pat, am dormit o oră, două. Cum ai stat prin mașină? Ai stat la... ai uitat? Uite că beau, am terminat și eu tratamentul și beau și eu o bere, n-am băut de Sfânta Maria, era norocul de m-am dus după... O bere de asta germană beau, salutare din Germania, oameni buni și... Cred că este bună berea asta din Germania, cred că o știți. Dunkelfall sau cum îi spune? Mamă, îți fac o cafea. Nu văd. Ia citește, cum îi spune? Că tu știi engleză. Engleză în Germania. Da. Engleză în Germania, uite-o. Hai noroc, prieteni. Mulțumim Dumnezeu că copilul e ok. Nu. Unde nu văd eu scrisul fără ochelari nici tu. Zi acolo că înțeleg, prietenii, zi. Bubule, știi cum faci tu? Mugles. Zi. Munchensball, auzi. Ce înseamnă? Bere bună. Bere bună să bei. Original. E original. Bere, eu știu, bere. E bere germană. Azi că ajungem la Oktoberfest acolo. Mă, știi cum ai făcut tu Sfântă Maria? Cum a zis neamărin, cum a zis mamă? Pe doi. A făcut revelionul pe doi, așa l-ai făcut tu. Venim la Oktoberfest în Germania acum, când e? În septembrie, parcă. Era virală berea asta. Da, mi-a adus-o un prieten. Prieteni, asta vreau să vă zic, că n-am fost nicio ceartă cu familia patroanei. Vă dați seama, am stat la spital, toți acolo, o grămadă. Și lumea vorbește că vezi, Doamne, că eu m-am dus peste ei, beata, auzi, Doamne. Că a făcut patroana, Doamne, ferici, că a făcut patroana, da. Doamne. În fine. E treaba fiecăruia care... Și ne uităm și noi, mamă, ce vorbește lumea ca și eu stăteam cum dormeam în mașină, prieteni, și am stat, vă dați seama, stăteam în mașină. Dar mai e una, ce faci? Hai. Alo, Mădălina! Vino cu oameni, ia și bea. Mai e frigiderul de iață. Du-te că mai e frigiderul. Am gustat. Am făcut și noi oiță la grătar. Mâncăm, că n-am apucat. Păi nu vrei de asta, că mirea mie, dacă mâncam în zoarie, să-mi tămărie, mirea rău. Ia și tu rând de la grătare. Nu. Hai. Nu. Asta e pentru tine. E sărată. Că mănâncă un cât poți să mănânci? Lumina nu ți-a dus. Vine imediat. Mamă, dar am mâncat toaie. Pune-mi pe el, duci de iața. Eu să zic să nu faci carne de porc, că nu se mănâncă. Păi deja ai fi și de porc. Ce faci cu ea? Numai sarmale n-ai pus pe masă, vezi? Mănâncă. Mi-ai mâncat sarmale după mai mâncat masă. Sarmale, ai mâncat la portbagajul mașinii. Hai, gata, stai cu minte. He, am făcut și noi așa un pic că... Am rămas în urmă. De ce? Păi stai să-i dau drumul eu acolo la combine, să vezi cum iau o joc două ori înainte. Păi chiar trebuie, acolo. Chiar trebuie. Să vezi cum jucăm noi acum. Nu, știi de ce? Știi de ce trebuie? Ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că n-am fost ceva mai rău. Da. Da. Cred că avem vreo 4 ore de când am venit, dar 3 ore am stat în pat, am dormit o oră. Ai dormit, dar eu nu. Veni mama, mă sculai. Mamă, nu mai pot. Mama soape, numai tare. Veni Lucica. Dar de ce bă eu acum? Ah, uite și am bun. Nu pui de asta beciu, nu pui pe grătar. De asta e sărară, mă? Mănâncă, mamă. Ia punem o felie, nu mai mult. Păi și nu se face... Dar bine, cu bere merge. Cu bere merge, da.
Ce, mamă, să mai chem lumea, țiganii să mai vină, mai bine așa. Ia cu bubu, mâncăm, ce să mai vină? Amândoi, cot la cot. Da, mâncăm pe amândoi, ce să mai fac? Da, da, așa noi amândoi. Cot la cot, amândoi. Da. Ce să mai mâncăm, mai chemăm. Bei și mă tare o bere. Două. Mă mănâncă cap. Mamă, dar e mai bine dacă beau, nu mai știe nimic. Așa e, cum îl cheamă, doamne, de România. Da, nu mai știe omul de probleme, nu mai știe de nimic. Beau și eu, n-am mai băut o săptămână. Da? Eteș. Nu ai... Ce? Ba da, Heteș. Îmi bată-mă să vezi ce-ți fac. Așa era vorba. Ia-mi bată-te să vezi că uiți de tot. Mă, cum să uiți? Să uiți de bani nimeni. E, omul așa e, omul când bea și se-mi bată, uită de probleme, de datorii, de tot. Așa e. Deci, prietene, asta e. Nu-i problemă, două zile ne-am trecut așa. Mulțumim lui Dumnezeu și lui Maica Sfântă. Asta. Leonardo! Ce faci, bre? Haideți să vă spun ceva. Leonardo este un copil foarte curajos, da, foarte puternic. Luptător. Și așa îi spuneam eu Leonardo. Curajos și nu simt durere. El este ăla. Mă, pentru ce sunt? Și tu ești tot curajos. Și tu ești curajos. Nu, nu, ce ai făcut? Aaa, vreau să ne spun că sunt fotbalist. Ce vreau să... Da, fotbalist. Eu ce sunt? Fotbalist. Care lumea? Eu ce sunt? Fotbalist. Curajos. Nu, ce om sunt? Ce fotbalist? Messi. Da, deci... Stăteam, uitam la el și el n-avea, nu, parcă nici nu era el, nici nu era lovit. E foarte puternic, Leonardo. Da, știți cum se și potrivi? Era curios. Era și el curios, era și el, vă dați seama cum e, ce a făcut, cum se învârte ăla, na, știți cum e, copiii răstățați. Lasă-l aici, lasă-l. Deci nu a fost ceva, asta e, o să vedeți peste câteva zile, vă arată el singur. Nu vrem să povestim pe ce a fost, că na. E mai bine. Așa am stabilit. Nu vreau să spun, să aduc, să reamintesc nimic până acum, dar vedem peste 2-3 zile de săptămâna viitoare, nu acum, că vine weekendul, de mâine mergem la nuntă, este o nuntă foarte puternică, foarte mare, o să vă filmez de acolo și de luni vreau să vă spun ceva și o să vedeți. Cam atât. Ce, de cu numai? Da. Na. Hai, noroc. Mă, toamnă vă pună și vă uitați să vă pună. Dar nu merge berea, nu trebuia să mănânc. Dacă mănânc... Merge acum cu peciul ăla. Uite, îmi văzut deja să scrie mațele. Da, prieteni, gata, iar ce să mai oprim filmarea. Vă mulțumim pentru îngrijorări, pentru mesaje, pentru că n-ați avut răbdare să auziți de copilul nostru cum e, în ce situație e. Vă mulțumim frumos că erați îngrijorați de el și ne auzim mâine cu altceva. Vă dorim o seară frumoasă. La revedere, prieteni.